Primăria Cluj-Napoca oferă ghiozdane și rechizite gratuite pentru peste 500 de copii din familii nevoiașe. Primarul Emil Boc declară că scopul proiectului este de a facilita accesul la educație pentru copii din familii fără venituri sau cu venituri reduse. Peste 500 de copii din familii nevoiașe vor primi ghiozdane și rechizite gratuite din partea Primăriei Municipiului Cluj-Napoca. Proiectul este cuprins în ordinea de zi a ședinței din 1 septembrie. Acest proiect se află pe ordinea de zi a Consiliului Local din 1 septembrie 2016. Suma prevăzută este de 45.900 de lei. Scopul proiectului este acela de a facilita accesul la educație pentru copiii din familii fără venituri sau cu venituri reduse și de a promova egalitatea de șanse în materie educațională. A precizat primarul Emil Boc pe pagina de Facebook. Și în anul 2015, Primăria Cluj-Napoca a oferit ghiozdane și rechizite pentru peste 500 de elevi, parte ai familiilor din evidența Direcției de Asistență Socială și Medicală Cluj-Napoca, fără venituri sau cu venituri reduse.